România a fost evidențiată ca fiind una dintre cele 5 țări aliate care au alocat pentru a doua oară consecutiv procentul de 2% din produsul intern brut pentru apărare. Vă reamintesc că a fost o decizie a Parlamentului României și a Guvernului României de a aloca și anul acesta procentul de 2% pentru apărare, procent din care peste 40% a fost alocat pentru înzestrarea armatei, pentru programele majore de înzestrare. Spuneam că este un lucru foarte bun pentru noi, faptul că am fost evidențiați în contextul unor discuții foarte consistente privind ridicarea la nivelul de 2%, așa cum s-a convenit la summitul NATO din Țara Galilor. Spuneam ridicarea la 2% și din partea celorlalte state aliate în perioada imediat următoare. Pot afirma fără niciun fel de rezervă că România va continua să aloce procentul de 2%. Este o decizie a Parlamentului și a Guvernului României de a continua să facem această alocare și de a continua să ducem mai departe programele majore de înzestrare, dar și modernizarea armatei române. E o ușoară eroare, o ușoară confuzie în care sunteți și dați-mi voie să o clarific. România a alocat 2% din produsul intern brut pentru apărare în 2017. Execuția bugetară însă este într-adevăr de 1,81%, un lucru pe care l-am discutat și în cadrul summitului NATO. A fost abordat acest lucru punctual de către partenerii americani. România a fost lăudată pentru execuția bugetară și pentru faptul că face parte din grupul de 5 state care în momentul de față alocă 2% din produsul intern brut. Cu alte cuvinte, a fost un prim an în care, după foarte mulți ani de subfinanțare a armatei române, Guvernul și Parlamentul au decis că trebuie să intrăm și noi în rândul statelor care alocă 2% și să ne îndeplinim obligațiile asumate la summitul din Țara Galilor. Și iată, continuăm acest lucru fără niciun fel de... Anul acesta, nu am niciun dubiu, ne vom închide pe 2% așa cum trebuie. Au fost elemente care nu s-au putut atinge anul trecut și care au făcut să nu cheltuim întreaga sumă de bani.